Jurnalele RTT. Știri la fix. Consilierii locali au aprobat strategia de încălzire a municipiului Brașov. Potrivit documentului întocmit de specialiști străini, consumatorii ar urma să fie reatrași în sistemul centralizat prin reducerea pierderilor, dar și prin soluții inovative, precum pompe de căldură și panouri solare. Pentru ca sistemul să fie eficient, este nevoie de cel puțin 12.000 de abonați, în condițiile în care în rețea au rămas doar ceva mai mult de 6.000 de consumatori. Strategia prevede nu doar dezvoltarea sistemului centralizat, ci și reducerea emisiilor de carbon cu 80% până în 2050. Este o strategie destul de inovativă, care vorbește de soluții moderne, cum ar fi pompe de încălzire și panouri solare, care într-un viitor apropiat vor face parte din infrastructura sistemului centralizat de încălzire a municipiului. Strategia vorbește de o viabilizare în 2020, de o rentabilizare în 2030, deja în 2050, pentru că este o strategie pe termen lung, vorbim de cu totul și cu totul altceva. Autoritățile știu că punctul nevralgic al sistemului centralizat de încălzire în prezent îl reprezintă neîncrederea brașovenilor după sistările repetate ale furnizării de căldură și apă caldă. Brașovenii au preferat să-și pună centrale de apartament, iar în sistemul centralizat au mai rămas puțin peste 6.000 de abonați. Pentru a fi eficient, sistemul are însă nevoie de cel puțin 12.000 de abonați, care ar putea fi atrași dintre vechii abonați, dar și din branșarea unora noi, în special din noile cartiere. Autoritățile vor discuta această opțiune cu dezvoltatorii imobiliari. Noi, prin această strategie, prin programele guvernamentale și prin fondurile structurale pe care le avem la îndemână, va trebui de urgență să demarăm lucrări care să eficientizeze partea de transport și de distribuție, pentru că acolo avem cea mai mare pierdere, astfel încât ușor să înlocuim această subvenție, să fie o soluție din punct de vedere economic mult mai bună. Strategia este un document necesar care va sta la baza obținerii finanțărilor europene nerambursabile prin programul operațional regional, a celor naționale prin programul guvernamental Căldură și Confort sau a celor acordate de Guvernul Elveției, care finanțează deja un astfel de proiect în cartierul Tractor. Documentul a fost realizat printr-un proiect în care Agenția pentru Managementul Energiei și Protecția Mediului Brașov a lucrat împreună cu 11 parteneri din 6 țări sub coordonarea Universității Tehnice din Viena. Doi șaguniști de-a 12 au fost admiși la Oxford. La prestigioasa instituție de învățământ superior din Marea Britanie, Leonard Turică și George Dumitrescu vor aprofunda două dintre cele mai desperiate materii pentru majoritatea elevilor: fizică și matematică. Rețeta reușitei lor este simplă: pasiune ambinată cu muncă susținută de-a lungul anilor. Leonard Turică este pasionat de fizică de când a început să o studieze. Cam tot de atunci merge și la Olimpiadele Naționale, unde s-a clasat an de an pe podium. În liceu și-a îmbogățit palmaresul și cu alte competiții, inclusiv concursul NASA. La finala internațională, turneul tinerilor fizicieni de la Singapore a făcut parte din echipa României. Îi place foarte mult să se joace pe calculator. Îmi place să programez și din când în când mai programez lucruri fără să am anumite imbolduri din partea profesorilor. Îmi petrec o parte, în ultima vreme din ce în ce mai mică, pentru că îmi investesc timpul în alte părți, jucându-mă pe calculator, nu mă pot despăți de asta de când eram mic. Sunt monociclist, sunt basist. Cu toate acestea, fizica a rămas pe primul loc, iar anul trecut și-a depus aplicația pentru a fi admis la Oxford. A urmat și un examen, apoi interviul cu profesorii, care nu i-a dat niciun fel de emoție. Răspunsul celor de la Oxford l-a aflat la începutul acestui an. L-a surprins doar faptul că aflase mai devreme decât se aștepta. Eram la patinoare și mă suna mama. Leo, mama intră la Oxford. Ok. Și n-am știut cum să reacționez. În general fac așa. Am avut un moment în care am încercat să procesez faptul că eu chiar intrasem. Și intrasem la colegiul care a fost prima opțiune. La Oxford va merge și George Dumitrescu, un elev de top în matematică. Îi place această știință încă din clasa a treia, încurajat de tatăl său. De-a lungul anilor a excelat în competițiile în care a fost, inclusiv în concursul NASA. La nivel internațional am avut ocazia de a participa la un concurs foarte important, o ediție ale acestui concurs, se numește International Tournament of Young Mathematicians. Am avut ocazia de a fi capitanul echipei de anul trecut, de când eram clasa 11-a. Acest concurs s-a ținut la Iași și în cadrul echipei colegiului am reușit să obținem medalia de bronz. Drumul către Oxford a început pentru George din clasa 9, de când devenea elev al Colegiului Național Andrei Șaguna. A muncit cu pasiune pentru acest lucru, dar a avut timp și de pasiunile sale. Sfaturile către cei care doresc să ajungă la acest nivel sunt simple.
ar trebui să își cultive propria pasiune, să găsească hobby-uri care să aibă legătură cu acea pasiune. Spre exemplu, eu am o pasiune pentru biliard, care până la urmă este o aplicație a matematicii, o aplicație foarte plăcută a matematicii, și i-aș sfătui să lucreze cât mai mult, știind că această muncă va merita. Cei doi șaguniști completează marea familie a absolvenților de șagună admis să studieze în străinătate. Încă din 2012, cel puțin un șagunist este admis la Oxford, dar alții ajung la Cambridge sau la alte instituții de învățământ superior de top din străinătate. Acești copii au demonstrat ceea ce înseamnă să pui în capul listei speranțelor tale, în centrul activității și a vieții tale, idealurile și învățământul de la șagună. Și pentru asta suntem foarte mândri. După finalizarea studiilor, cei doi încă nu știu dacă se vor întoarce. Spun însă că cel mai probabil vor alege o carieră în cercetare sau în învățământul universitar. 62 de școli brașovene au toaletă în curte. Mai grav este că 17 dintre aceste unități de învățământ din județ nu au nici măcar apă sau canalizare. Dacă aceste din urmă școli sunt situate în mediul rural, în municipiul Săcele, aproape al doilea ca număr de locuitori din județ, 373 de copii de la școala gimnazială numărul 1 sunt nevoiți să traverseze curtea ca să ajungă la toaletă. Școala gimnazială 1, două dintre corpuri, toaletele sunt în exterior, dar sunt bine echipate, au apă curentă, sunt legate la canalizare, au lavoar, iar în celelalte două corpuri au toaletele sunt în interiorul clădirilor. Unii dintre copii nu sunt foarte deranjați de faptul că trebuie să iasă în frig ca să ajungă la toaletă, însă pentru alții este extrem de incomod. Aveți toaleta în curte, cum e? E greu din punctul ăsta de vedere? Nu prea, e nu? Bine. E bine? Da. Da? Dar n-ar fi mai comod dacă ar fi în interiorul clădirii? Ba da. Da, cu căldură. Așa, când mergeți la toaletă, cum procedați? Închidem ușa. Da, dar ca să ajungeți la toaletă, cum faceți? Mergem pe jos, mergem. Trebuie să ieșiți din clădire, da? Da. Acum că e iarnă și e frig, e plăcut să mergi la toaletă, la școală? Nu este, din condițiile care le avem, nu prea este. Și de ce? Fiindcă este frig, foarte frig. Nu este în regulă, fiindcă este frig și nu putem să facem treaba mare, fiindcă este ud și e foarte, miroase foarte urât și din punctul ăsta de vedere nu este deloc bine. Și să traversezi curtea? Nu este nimic, că îmi iau geaca pe mine și nu este frig. Conducerea Consiliului Județean a aflat de pe site-ul Ministerului Educației că Brașovul are 62 de școli cu toaleta în curte. Dacă 45 dintre ele au apă curentă, iar unele chiar și încălzire, 17 școli nu au nici măcar apă și canalizare. Forul Județean promite că va aloca bani de la buget pentru remedierea acestor situații. L-am sunat de dimineață pe inspectorul general Negrilă și sper să iau legătura să vedem care sunt aceste 62 de unități de școli și să alocăm din bani din bugetului, din cotele de echilibrare pentru cele 62 de primării, bănuiesc că sunt în 62 de primării de rurale, să anul acesta să fac aceste investiții. Practic suntem în 2018, mai este normal ca să avem toaletele pentru copii în afara școlilor. Va fi un efort important pentru Consiliul Județean, mai ales că instituția a pierdut circa 20 de milioane de euro față de bugetul de anul trecut. Conducerea instituției spune însă că va aloca banii necesari primăriilor care nu au suficiente fonduri pentru efectuarea unor asemenea lucrări. O auto utilitară și un camion s-au ciocnit pe DN1 între localitățile Cotlea și Vlădeni. Un echipaj de descarcerare, unul pentru stingerea incendiilor cu apă și spumă, două echipaje smurt și o ambulanță s-au deplasat la locul incidentului. Pompierii au găsit două victime încarcerate, ambele din auto utilitară. Pasagerul din dreapta a fost cel mai grav rănit și a avut nevoie de resuscitare, după care starea sa a devenit stabilă. Am fost solicitați în această dimineață să intervenim la un accident rutier produs pe DN1 între localitățile Codlea și Vlădeni. Ajunse la fața locului, echipajele au găsit două victime încarcerate, ambele din autoutilitară implicate în accident. S-a procedat la extragerea acestor două victime, ulterior fiind preluate de echipajele medicale și transportate la UPU Brașov. Circulația în zonă a fost blocată timp de mai multe zeci de minute, până când autovehiculele au fost îndepărtate de pe carosabil. După ce PSD Brașov a rămas fără comunicator de aproape un an, situația s-ar putea schimba. Marius Dunca, ministrul tineretului și sportului, a anunțat că se retrage din guvern.
Dunca a mai declarat că de 2-3 luni era pregătit să facă un pas în lateral și că de acum se va ocupa și de partid în calitatea sa de președinte al organizației PSD de la Brașov. Decizia de demisie vine la câteva zile de la scandalul stârnit de premierea de către ministerul unor discipline precum dansul sportiv, arte marțiale sau fotbal-tenis, în timp ce Dunca a decis să amâne plata către canotoare, care au adus anul trecut 2 medalii mondiale de aur. Intersecția dintre străzile 1 decembrie 1918 cu strada Bronzului din cartierul Tractorul ar putea fi resistematizată. Mai multe asociații de proprietari din zonă au solicitat acest lucru după ce aici s-au înregistrat mai multe accidente. Asociațiile de proprietari au solicitat fie montarea unui semafor, fie amenajarea unui sens giratoriu, având în vedere că în zonă valorile de trafic au crescut odată cu dezvoltarea imobiliară a cartierului. Solicitarea va fi analizată de către Direcția Tehnică a Primăriei împreună cu Poliția Rutieră într-o viitoare ședință a Comisiei de Circulație. Clubul de basket Olimpia CSU Brașov acuză decizia ale Comisiei de Disciplină a Federației de Specialitate. După meciul de la Sfântul Gheorghe cu Sepsi, conducătorul de joc al formației brașovene, Alia Hanford, a fost descalificată ca urmare a unui fault asupra jucătoarei gazdelor Tunde Kilin. Hanford a fost șicanată și faultată tot meciul de sportiva din Sfântul Gheorghe. Pe final a avut o răbufnire și și-a împins adversara tot după o acțiune la intimidarea lui Kilin într-un moment în care jocul era oprit. Gestul sportivei de la Olimpia CSU a fost aspru sancționat atât de către unul dintre arbitrii cât și de Comisia de Disciplină. Arbitrul a descalificat-o, iar Comisia a pedepsit-o cu o amendă de 800 de euro, sumă apropiată de salariul lunar al jucătoarei. Conducerea clubului brașovean prezintă însă un fault chiar mai dur al jucătoarei de la Sfântul Gheorghe asupra unei sportive de la BC Teleorman Alexandria, în care același arbitru a decis doar fault tehnic, o sancțiune mult mai blândă. Managementul clubului Olimpia CSU mai oferă și un exemplu din campionatul masculin în care doi jucători s-au luat la bătaie și și-au împărțit pumni ca în ring. Sancțiunea Comisiei de Disciplină nu a fost mai severă decât în cazul lui Hanford, ba chiar în cazul unuia dintre cei doi a fost mai blândă. Brașovenii acuză federația că avantajează clubul din Sfântul Gheorghe în detrimentul celorlalte echipe. Ca urmare a deciziei arbitrului meciului de la Sfântul Gheorghe, Olimpia CSU a fost nevoită să joace meciul de pe teren propriu cu Alexandria fără conducătorul de joc și aceasta s-a văzut în primele 3 sferturi ale meciului. Din fericire, brașovencele au reușit să întoarcă soarta partidei pe final și au câștigat-o. Acum a venit și decizia aspra Comisiei de Disciplină, motiv pentru care clubul de sub Tâmpa anunță că își rezervă dreptul de a acționa în instanță membrii Comisiei de Disciplină. ASSR Brașov a pierdut primul amical disputat în această iarnă. Brașovenii s-au deplasat la Sibiu, unde au înfruntat astăzi echipa FC Hermannstadt, care a învins cu scorul de 3-0. Brașovenii au început mai bine jocul, dar în minutul 20, sibianul Neagu a trimis de la circa 25 de metri un șut direct în vincul porții lui Mutu. Până la pauză, Târnovan și Lupu au dus scorul la 3-0 pe fondul unor greșeli în defensiva stegarilor. În partea secundă, antrenorii ambelor echipe au făcut mai multe schimbări. Deși gazdele nu au mai forțat, la final scorul a rămas cel stabilit în prima repriză.